În ședința ordinară a Consiliului Județean Iași de astăzi au fost pe masă 54 de proiecte de hotărâre. 8 dintre acestea au fost amânate din cauza lipsei de cvorum. Consilierii PNL și PMP nu au fost prezenți la întâlnire. Proiectul legat de trecerea din domeniul public al Comunei Ruginoasa și administrarea Consiliului Local al Comunei în domeniul public al Consiliului Județean Iași al unui teren în suprafață de 1725 de metri pătrați nu a trecut din lipsă de cvorum. Este vorba de schimbul de terenuri între cele două unități pentru înființarea unui centru sportiv. Faptul că la acest proiect nu există două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, arată foarte clar că acest proiect nu poate trece. Dar haideți să ne facem o confuzie între formul de desfășurare a ședinței și formul pentru vot. Deci în momentul de față, prin lipsa distinșilor noștri colegi, nu putem vota la două treimi acest proiect. Pe lângă proiectele de investiții, absența consilierilor PNL și PMP a afectat și un proiect care îi vizează pe copiii din echipa de fotbal de la Ruginoasa. Noi am încercat să realizăm aici o sală pentru antrenamente, un balon pentru antrenamente pe timp de iarnă, deoarece acești copii din octombrie până în martie fac naveta din două în două zile la Târgu Neamț, nu au nici să se antreneze. Trebuie să ne gândim la infrastructură și vom dezvolta infrastructura sportivă oriunde unde sunt performanțe, așa cum vrem să realizăm și în alte comune. Dar n-am avut sprijinul consilierilor PNL și consilierilor PMP. Cu părere de rău, doar trebuia să aprobe să luăm un teren, nu investiția în sine. Dar asta este situația, mergem mai departe. Pentru performanța obținută la prima ediție a Cupei Satelor, copiii din echipa de fotbal au fost premiați pentru că au reușit să obțină marele trofeu fără nicio înfrângere.